Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre anemonele marine. Anemonele marine sunt un grup de animale acvatice prădătoare ale ordinului Actinaria și poartă această denumire după floarea terestră cu numele de anemonă. Datorită încrengăturii, din care fac parte anemonele de mare, sunt înrudite cu meduzele, coralii și hidra. O anemone de mare este un polip ce se atașează la bază de suprafața de sub el printr-un picior adeziv numit disc bazal și cu un corp în formă de coloană ce se deschide într-un disc oval. Majoritatea sunt între 1,8 și 3 cm în diametru, deși s-au întâlnit și anemone mici de 4 mm și mari de aproape 2 m. Pot avea între câteva zeci până la câteva sute de tentacule. Câteva specii sunt pelagice și nu se atașează la fund, în schimb, au o cameră cu aer în interiorul piciorului care le permite să plutească cu acesta în sus. Gura anemonei se află în mijlocul discului oval, înconjurată fiind de tentacule și înarmată cu multe celule veninoase ce funcționează ca un mecanism de apărare și ca un mod de a prinde prada. Fiecare celulă veninoasă conține o mică veziculă umplută cu toxine, un filament intern și un fir extern senzorial. Când firul este atins, declanșează mecanic explozia celulei, activând o structură tip harpon care se atașează de victimă și îi injectează o doză de otravă. Acest lucru dă anemonei senzația specifică de lipici. Otrava este un amestec de toxine, inclusiv neurotoxine, care paralizează prada și îi permite să fie astfel introdusă în gură pentru digerare. Anumiți pești nu sunt afectați de înțepătura anemonei și se apără de prădători cu ajutorul tentaculelor ei. Cei mai cunoscuți dintre acești pești sunt peștii clovni. Anatomia internă a memoriei este destul de complexă. Aceste animale nevertebrate au o simetrie radială și corpul lor are o formă cilindrică. Una dintre curiozitățile speciale ale acestui animal este că are doar o singură gaură de schimb cu mediul, adică au o gură care este folosită și pentru a mânca și pentru a-și face nevoile în același timb. Acest lucru poate suna cam ciudat, însă acest animal marin doar așa poate funcționa. Se numește disc oral și se află în partea superioară. Spre deosebire de marea majoritate a animalelor, anemona nu are organe specializate pentru a îndeplini diferite funcții. În ciuda acestui fapt, partea centrală a corpului are o cavitate gastrovasculară care, deși nu este cu adevărat un organ, majoritatea funcțiilor nutriționale sunt dezvoltate. S-ar putea spune că el se ocupă de respirație și hrănire. În ceea ce privește sistemul său nervos, acesta este destul de primitiv și nu are nicio componentă de centralizare. Este responsabil pentru colectarea informațiilor despre unii stimuli fizico-chimici din mediu și menținerea homeostazei. Anemona are celule usturătoare cunoscute sub numele de cridocide. Anemonele marine pot fi găsite în aproape toate mările și oceanele lumii. Chiar și în zone cu latitudine extremă, în care temperaturile sunt scăzute, se găsesc anemone. Cu toate acestea, cea mai mare concentrație se observă în locuri mai calde și în climatul tropical. Anemonele se hrănesc și cu hrană vie, dar și cu pești morți. Datorită tentaculelor, pot introduce hrană în gură și o pot transmite în cavitatea gastrovasculară. Reproducerea lor poate fi atât sexuală cât și asexuală. Reproducerea sexuală poate fi prin înmugurire sau fisiune binară. Este vorba despre împărțirea corpului. La unele specii se poate efectua un proces numit lacerarea pedalei. Aceste animale au devenit foarte populare ca obiecte decorative în acvarii. Din această cauză, captura fără discriminare a anemonei a crescut și pune specia în pericol de dispariție. În ordinul anemonelor marine se încadrează 46 de familii, însumând câteva sute sau chiar mii de specii de anemone. Anemonele au fost păstrate în captivitate pentru prima dată în anul 1881. Anemonele se hrănesc cu aproape orice organism pe care îl pot dobărâ cu ajutorul tentaculelor. Adesea cad victime pești mici, crabi, viermi, creveți, copepode, isopode, amfipode, larve de pești și altele. Anemonele au și prădători naturali, melci, unele specii de pești și chiar stele de mare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!